Râs cu Rusu și Andrei. Capul sus. Dimineața la Kiss FM. Am zis că jucăm un joc nou care se cheamă cum? Se cheamă Recunoaște vocea. Recunoaște vocea se cheamă, exact. Îmi place cum sună. Noi vom difuza niște fragmente. Vorbesc ca la România de acum 40 de ani. Niște fragmente din discursurile unor personalități marcante ale secolului 21 și noi trebuie să le ghicim, adică și e noi. E ceva de cultură generală că pierdut din start. Adică... E cultura generală a pop, pop culture. Okay. Ce vreau să zic că colegul meu, dar mai pe scurt, este că Olix are niște fișiere pe care le-a ales și le-a tăiat cu niște vorbe pe care nici noi nu le știm de la diverse personalități din nou, nu știu din ce domenii. Și noi va trebui să ghicim cine ghicește să mai multe. Să știți că nu știu nici mondenități. Chiar nu știu deloc mondenități. Atunci o să câștigăm, asta este. Ne pare rău, Joe. Ne place să câștigăm cu invitații, mai facem asta. Și cu cine mă joc? Cu ei doi? Da. Și nu poți fi în echipă cu unul dintre ei? Nu e nicio echipă, ești tu contra noastră. Să joace, hai să îndemnăm și pe ascultători să ghicească și ei, nu? Bineînțeles. Okay. Deci și pe live pe Facebook și pe live pe YouTube. Și ne dați YouTube, și pe, dacă nu sunteți pe net, ne dați pe WhatsApp. Mesaj și dacă n-aveți WhatsApp, trimiteți un porumbel cu chestiile astea. Să vedem dacă ghiciți. Olex, deci cine ghicește primul câștigă, practic. Da, câte fișele ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hai să vedem, poate n-or fi chiar nouă. Suntem mai blânzi cu ea față de cum am fost cu invitații trecuți? No. Știi, când eram cu la cultură generală și distrugeam pe toți la modul că voiam, adică eram foarte implicați. Știi? Vezi că ultima invitată... Dar mi-e plăceau jocurile alea pe care le aveai cu Sergiu, nu știu ce se întâmplă. Ok. Jo, hai să facem că jocul ăsta, cum să vezi. Întâmplător chiar este un joc propus de Ionuț. Da. Și nu zice hop până n-ai sărit gardul. Am înțeles. Da, asta e situația. Noi ne conformăm, îl jucăm. Mi-ar plăcea să te bat la propriul tău joc. Păi hai. Hai, ne coalizăm și batem. Hai, Olis. Hai să-i dăm drumul. Atenție, primul fișier. Dragilor, învățați odată. Suntem... Hagi. Mă trebuia să-l mai lași cât și eu. Nimic nu cânt. Hai mă să vă pun tot. Hai că am început ușor. Hai să-l pun pe tot. Ia. Dragilor, învățați odată. Suntem latini. Creativi. Fotbal creativ. Deci nu. Și astea au dispărut. Fotbal banal. Bufa, lung pe a doua. Dă-i la părta. Hai, n-ai mingea? Deci am un punct. Ai da, un bine, punct. Dar era mega simplu. Doar că eu sunt ardelean, adică știam, dar eu reacționez mai greu. Eu nu să știu nimic, presimt. Hai să vedem. Mai hai să vedem cu al doilea. Bună dimineața. Sigur o să primesc mesaje cu dimineața, așa machiată. Da. Antonia! Bun. Wow, chiar mă bateți la propriul meu joc. Incredibil. Cine m-a pus să-l propun? Antonia, mi-am dat seama după accent. Da, 1-1 și Ionuț. Zero. Dar stai că vin, că-s diesel, stai așa. Ia, atenție. Unde trăiesc, de ce trăiesc aici și să trăiesc mai bine și să văd oameni mai... Călinescu, Florin Călinescu. Da, mă, Florin! Bă, și-mi suna super cunoscut. Și mie. Eram acolo, Și mie. Călinescu! 2-1 pentru mine. Vă las un pic? Da, nu, aveam un schimb de... De soala. Hai să punem voci. Atenție, următorul. Fel și fel de situații. Dar da, m-am simțit singură și atunci când ești departe de casă. Halep, e Halep, sigur e Halep. Zic că e Halep. Viorica Dăncilă. Da? Nu? Cheveși. Cine-i? E Halep. Halep. Mamă, măcar tu ai știut una. Halep. Mă simt prost, ieri am pierdut la FIFA. Hai cu următorul. Hai. Care eu zic că nu e foarte greu. Yeah. Well, they can presume whatever they want. I have no intention of running for president, but I'd like the point to get across that we have a Trump. Trump, am vrut să zic. Ce-ai zis din prima dată? Am vrut să zic din prima dată, că poate. Gata, v-am bătut oricum, am câștigat jocul, așa că de aici nu mai răspund. Cum l-ai câștigat? Păi am 4-1 și mai sunt 4 întrebări. Da, că eu nu ți-am răspuns. Eu am zis primul. Stai să punem înregistrarea, vreau probă audio. Recurg la challenge, da, ca la tenis. Dar te-ai uitat tu la mine și ai zis, ai zis primul. Da, știu. Hai. Am încercat. Hai cu următorul. Hai. Mă uit la Cristian. El mă privește crunt cu ochii arzând, îndurerat. Încerc să-mi mușc limba, dar nu reușesc să mă năbuș în chicot. Din care cronică medievală ai evadat? E o actriță, sigur, dar... Nu chiar. Nu e actriță? O voce de radio? Așa, dar nu neapărat. Teatru radiofonic? Ia mai pune, da. De păpuși? Mă uit la Cristian. El mă privește crunt cu ochii arzând, îndurerat. Încerc să-mi mușc limba, dar nu reușesc să mă năbuș în chicot. Din care cronică medievală ai evadat?
și citește. Ce mă enervează că nu răspunde nimeni ca să mă uit la... Eu am pe WhatsApp un mesaj, zice cineva aici, Maria Margareta Nistor? Irina Margareta Nistor. Ea e? Da. Dar nu se pune, că a citit dar de nu, acolo. Nu, nu se pune. Băi, scrieți-mi și mie, vă rog frumos, pe pagina mea de Instagram, jo.ioana.a. Aștept mesajele voastre în cazul în care vă dați seama de voci înaintea mea. Aștept mesajele voastre în 0,5 secunde. Aștept să-mi spuneți, jo.ioana.a, ok? Uite okay, câți oameni au scris aici, Irina Margareta Nistor. O grămadă pe WhatsApp. Da, n-aș și aici, uite. Bine, și aici după ce am zis, cred. O să vă placă, atenție. Dacă vreți, vă dau și numărul meu, ca să-mi scuzi. Noroc, Andrei. Ia, mersi. Care e problema? Dacă sufletul meu cere ceva... Adrian, dar nu-i corect să joci cu Moldova, pentru că îți mult mai tușneți. Adică și noi știm răspunsurile, dar na, nu ne grăbim. Adrian, copilul minune, ai greșit buzunarul, băiatul meu. Cât ai? 19-1? Iar ești prea competitiv, Andrei. Mai lasă chiar dacă știi. Hai să vă... Stați, mă, să mă... Să-mi lași pe mine să câștig, dar... Bine, gata, te las. Când vin la chestii. Păi nu, că trebuie să... Ai greșit buzunarul, băiatul meu. Adrian! Păi da, da. Păi, da. Bine, gata, hai, vă las. E 5-1 pentru mine. Vă las să vă bateți voi pentru locul 2. Atenție, asta o să se audă un pic cam tare. Să-l și pornesc. Torcica dansatoare. Stepanescu atacă în careu și arbitrul acordă inexplicabil. Țopescu. Lovitură de la 11 metri. Da. Mersi da. Mult, Olix. Ai dat numai Hagi și Topescu și de-astea. Și Hale. Ești și Hale, perfect. Îți mulțumesc din suflet. Că deocamdată... Păi dacă știam, apucam de sport. Dă ceva din lupte greco-romane, că tot vorbeam antine. E 5-1-1, deci câte mai sunt, Olix? 1. Deci care dintre voi ghicește aici? Mamă, e mega decisivă. Hai păi stai cu puțin, cum mai e una? Nu mai trebuie să fie două? Da și tu, voce de asta, Smiley, Randy, ceva. Care... Da, știu și eu. Hai, ultimul. Care fișer dintre voi câștigă asta, este câștigătorul locului 2. Atenție. Secretul este să nu-ți dorești să reușești mi să nu faci nimic. Adelia! Bun? Ai pierdut la jocul tău! Ok, demisionez. Hai, unde semnezi demisia? Ai pierdut la jocul tău!